Crucea Roșie, filiala Călăraș, a derulat în data de 24 noiembrie la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului o acțiune umanitară. Astfel au fost donate produse de îngrijire și igienă personală, dezinfectanți, îmbrăcăminte, dulciuri, sucuri și alte materiale, toate produsele urmând a fi distribuite copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale aflate în subordinea DGSPC Călăraș. Aici.